De mic am fost pasionată de artă și cultura orientală, iar când eram copil, părinții mi-au dăruit un costum care se numește țipao, noi îl numim kimono din neștiință, și toată lumea zicea că seamănă cu o chinezoaică. Mi-a plăcut ideea, am vrut să aflu mai multe despre țara aceasta, iar când eram adolescentă și mergeam la școala de arte plastice Șusev, am învățat despre arta și istoria artelor mai multor țări, iar ajungând la tema China, am avut și eu luminița aceasta în ochi, fiindcă mi-a plăcut foarte mult și povesteam cu atâta entuziasm părinților, încât aceștia au hotărât că trebuie neapărat să ajung cumva în această țară. Dar din cauza că la moment nu se preda nicăieri limba chineză, pe care vreau mult să o studiez, am mers la cursă de limba japoneză. Iar peste 2 ani și jumătate am obținut și bursă de studii în China. Și așa am ajuns în China. După cum știe deja toată lumea, am participat la mai multe concursuri internaționale din China. Pe lângă concursurile de dans, de limba engleză și așa mai departe, au fost și careva concursuri de frumusețe, care de fapt au servit bază pentru profesorii mei ca să-mi propună să particip și la acest casting. Nu eram interesată de lumea cinematografiei, de fapt mă temeam de această lume și dacă toată lumea râvnește să ajungă la Hollywood, nu e deloc ceea ce mi-am propus eu. Profesoara a insistat de mai multe ori să particip la casting, iar eu văzând condițiile că pe lângă faptul că trebuie să fie o fată europeană, care vorbește chineza și așa mai departe, trebuie să fie o prințesă romană și acest lucru m-a intrigat, sunt o dacă romană, noi moldovenii suntem cu toți și am hotărât să încerc, fiindcă fiecare fată dorește să ajungă o prințesă. Iar după câteva zile de la casting m-au telefonat și m-au invitat pe platou de filmare. Castingul m-a speriat foarte mult. Intrând în camera de așteptare și văzând zecile de fete frumoase care stăteau și repetau scenariul, mi-au trecut fiori, m-am speriat, mai ales că nu sunt o actriță profesională și nu era de fapt scopul pe care mi l-am pus în viață. Ni s-a dat fiecare participante câte o pagină din scenariu cu un fragment în limba chineză pe care trebuia să-l recităm și să ne filmeze. Pe lângă aparențe, trebuia să cunoaștem bine limba chineză ca să putem nu doar comunica, dar și înțelege ceea ce trebuie să jucăm. De asemenea, era nevoie de o persoană foarte activă. Pe lângă fragmentul din scenariu pe care trebuia să-l recităm, de asemenea, trebuia să nu ne temem de lucruri mai active ca, de fapt, condițiile din deșert, ca hipismul, care era un punct, de asemenea, obligatoriu. Trebuia să putem să comunicăm cu toți cei din echipă, dar de asemenea să nu ne temem de animalele, adică de cai și cămilele și taurii care au fost actori secundari. Și deci au fost mai multe puncte pe care posibil eu nu le știu, dar își făceau ei însemnările în timpul castingului. Fiecare rol avea punctul său culminant și, de fapt, momentul cel mai important pentru acest rol în film. Au fost destul de complicate scenele de luptă, nu sunt luptătoare profesională iarăși și chiar am fost rănit un pic în timpul unei scene de luptă când m-am acoperit de sânge fiind lovită de o sabie de lemn, echipa de filmare a crezut că este de fapt unul dintre cadrele incluse în scenariu și continuă să filmeze, deși eram plină de sânge și am început să plâng. Am continuat filmările și mi-a zis mai târziu regizoara că a fost unul dintre punctele cele mai adevărate din această luptă, adică i-a plăcut mult. Pentru mine personal, punctul culminant, de fapt punctul culminant al Gaiei, care este prințesa romană pe care o joc, a fost declarația de dragoste pe care a făcut-o ea lui Dadu Hu, care este prințul chinez și care are loc chiar înaintea unei lupte în care ea, utilizând mai multe proverbe antice chinezești, trebuie să-i spună că ține la el.
nu există cuvintele te iubesc, țin la tine, dar prin înțelesul acestor cuvinte în chineză, care nici o ziau au, da, da, du, hu, o hui, e, kanjeni, sunt niște cuvinte greu de tradus în română, însă care simbolizează, de fapt, sentimentele acestei prințese pentru persoana care i-a salvat viața. Au fost mai multe propuneri. Propunerele au venit deja peste câteva zile după începutul filmărilor Legendei drumului Metesii, însă mai sunt și studentă, vreau să mai fac și masteratul. Din cauza aceasta, timpul meu nu este chiar atât de disponibil și pentru filmări. Vom vedea. Sunt acum propuneri pentru a merge în Gulin pentru 3 luni la filmarea unui serial. Este de fapt un serial de dragoste, un fel de telenovelă chinezească în care au fost invitați actori atât din Statele Unite cât și din Japonia și Coreea și Hong Kong, inclusiv cei din mainland, adică din China, unde trebuie să joc. Ok, este de fapt un secret de scenariu, însă nu sunt sigură că voi accepta, mai discutăm, fiindcă mai am și ore. Și sigur pentru mine acum prioritare sunt orele. Filmul a fost filmat deja, este în montaj, pe parcursul montării. Se planifică premiera la Beijing la sfârșitul lunii septembrie. Iar mai târziu, cu ajutorul subtitrărilor, posibil să venim și în Moldova, ca să vi-l dăruim și vouă.